Am unii clienți care spun, domnule, nu pot să fac mișcările astea, adică mai dăm drumul la sacou, mai... Domnule, mișcările astea nu trebuie făcute niciodată. În costum nu ai nevoie de ele. Asta nu înseamnă că atunci când ești în costum, ești RoboCop. Orice bărbat ar trebui să aibă în garderobă un costum negru. Cămășile albe și pantofii maroconiac, de asemenea, nu ar trebui să lipsească. Designerul Alexandru Ciucu explică ce greșeli se fac de cele mai multe ori. O măsură greșită, indiferent dacă e mai mare sau mai mică, va accentua defectele pe care le ai. Dacă ești gras, o haină strâmtă te va sugruma și vei arăta ca un, nu știu, gogoșar îndesat. Dar în același timp, o haină care îți vine largă te va face să arăți ca un dulap. Pentru că tu ești deja mare, ești deja gras. Da. Dacă ești, nu știu, foarte slab, o haină care îți vine foarte strânsă pe tine va accentua faptul că ești extrem de slab. Iar o haină prea largă, la fel, va sta pe tine, știi cum se spune, ca pe umeraș. Și oricum, cred că contează foarte mult să te simți bine atunci când porți o haină, pentru că acest lucru ți se reflectă pe față, ai o altă atitudine și, până la urmă, atitudinea cred că e cea care contează în primul rând atunci când porți ceva greșit. Așa e, știi, se spune că multă lume mă întreabă în interviuri sau asta, dacă haina îl face pe om, haina îl face pe om dacă omul știe să o poarte. Sau haina îl face oricum pe om, haina oricum îl scoate în evidență pozitiv sau negativ. Dacă e o haină bine făcută, dacă e o haină bine construită, te avantajează, dar dacă și tu știi să o porți, o pui în valoare și pe ea și pe tine mult mai bine. Oamenii care se îmbracă elegant, ei sunt eleganți și atunci când sunt în cămașă. Eleganța, de fapt, este un echilibru între cum te îmbraci, cum te comporți, cum te fardezi dacă ești femeie, cum, ce pantofi îți pui, ce gesturi faci, cum te adresezi, cum îi tratezi pe ceilalți. Foarte rar o să vedem oameni care nu sunt eleganți în interiorul lor, dar care totuși au avut, nu știu, să spunem, flair să-și aleagă ambalajul cu eleganță. Foarte rar. Alexandru, mă uit că ai aici foarte multe costume, diverse culori, sunt culori vii. Care culoare se poartă sau ce se poartă în acest sezon? Care sunt culorile? Sunt niște propuneri pe care eu le fac în fiecare an și am observat că sunt printre clienții noștri o parte care își doresc culoare. Sunt și bărbați care au teamă de culori puternice, dar sunt din ce în ce mai mulți bărbați care își doresc culoare, mai ales pentru vară. Uite, pentru genul de ceremonie de zi. Ori nuntă de zi, ori cununie civilă. Ori cazul, de exemplu, în care, nu știu, îți petreci o mare parte din vară la Monaco. Dau acest, să spun, acest oraș sau acest principat ca un exemplu generic. Poate fi la fel de bine într-o stațiune în Grecia sau în Italia sau în sudul Franței. Poate fi și la Constanța sau la Mamaia, mai precis. Da. Cred că bleu-marinul este culoarea cea mai potrivită pentru bărbați. Poate că sunt subiectiv. Îmi place mie bleu-marin, foarte mult îmi place albastru, dar cred că este culoarea cel puțin pentru business și cel puțin pentru partea de zi, dar chiar și spre seară, cea mai ușor asortabilă, cea mai, să spunem, versatilă. Pentru că un costum bleu marin, chiar spre albastru, îl poți asorta foarte bine cu orice pereche de pantofi, de exemplu, maro. Negru asemăn foarte mult cu roțile de iarnă ale All Season. Roțile all season sunt bune și vara și iarna, dar de fapt nu sunt fantastice nici vara și nici iarna. Așa e și cu negru. Negru, în afară de situația în care este smoking sau este costum de seară și te duci seara la o petrecere, la un restaurant și îl asezonezi cu o pereche de pantofi negri, cu o cămașă albă, mie negru nu mi se pare a fi de business. Mie negru mi se pare a fi de ceremonie. Mie de business mi se pare mai degrabă a fi gri. Sau,
Bleu-marin, dar dacă nu agrezi bleu-marin, orientează-te către gri, de la gri mediu, chiar și gri deschis vara, poți în la fel de bine să-l asortezi cu pantofi maro sau cu pantofi negri. Cum dorești. Arată bărbatul care își face costumul la comandă? Ce tipologie? Poate arăta în multe feluri. Adică înainte să fii un un bun designer, trebuie să fii un bun psiholog. Pentru că fiecare om care vine aici, în principiu știe ce vrea. Și atunci munca ta de designer se simplifică. Sau, varianta mai complicată, în care bărbatul respectiv vine, știe că vrea să-și facă un costum, dar nu prea știe cam ce gen. Tu trebuie să iei cumva, cum zic, toate informațiile și să faci puțină ordine în sertărașele lui. Dar fără ca el să simtă că tu faci lucrul ăsta. Pentru că e foarte posibil să se simtă, nu știu, ciudat. Și atunci, prin întrebări, prin posibile sugestii, reușești să-l aduci acolo unde el spune singur, da, cam asta îmi doresc. Și de-abia de atunci începe munca de designer. Cazul mai puțin fericit, în mod special Miri, și unde vine toată familia. Și trebuie să înțelegi înainte de toate cine ia decizia. Și cu cine vorbești, de fapt, cine își dorește, de fapt, costum. Pentru că nu e musai ca un Mire, care vine să-și facă un costum, el să fie cel motorul care dorește costum. E posibil ca soția să fie cea care își dorește un costum nou și deosebit pentru viitorul soț. E posibil ca mama lui, e posibil ca soacra. Se întâmplă și soacra. Absolut. E posibil ca toate trei. El să fie doar pe genul viitorul purtător al costumului. Dar deciziile să se ia în urma unor, nu știu, chiar posibile conflicte din familie, care au rădăcini mult mai adânci, care n-au legătură de fapt cu costumul și așa mai departe. Dar trebuie să recunosc, este pentru mine, dacă ești făcut să faci lucrul ăsta, este o muncă frumoasă, este o muncă fascinantă. Trebuie neapărat să ai bani ca să porți așa ceva? Îmi pui o întrebare, nu, poți să iei și credit. Este un produs pe care îl considerăm de lux. High în class. În zona de luxury, țesăturile cu care lucrăm sunt unele din cele mai scumpe din lume și cele mai bune. În general, cum recunoști un costum de calitate? Vorbim de două direcții principale, țesătura și croiala, manopera. Adică modul în care el a fost curat, modul în care se așează pe tine. Ideal este să-l simți confortabil în interior, se vadă perfect din afară. Cum să porți o haină cu atitudine? De unde să-ți găsești această stare care până la urmă cred că vine din interior? Cred că din educație. Poți să mă întreb ce se întâmplă totuși, am o pană, ce fac? Păi spune eu ce faci, dai sacoul jos, îți sufleci mânecile de la cămașă, ca orice gentleman, așa ar face un gentleman. Dacă e musai să faci pana aia pentru că ai făcut o pană, nu poți să rămâi în mijlocul drumului și nimeni nu poate să vină să te scoată din împrejurarea asta, dai sacoul jos, să sufleci mânecile, adică rămâi într-o ținută cât se poate de lejeră raportat la cum ești îmbrăcat și faci pana.